Baja, bajula, baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vrem să vorbim despre care este cel mai îndepărtat loc pe pământ până unde ați ajuns. Sigur, sunt persoane care se plimbă pe mapamond, așa de nu-ți poți imagina. Poți să le urmărești plimbările pe check-in-urile de Facebook. Am, de exemplu, niște prieteni cu care, zic eu, mă înțeleg destul de bine, care au o pasiune maximă de a face asta. Check-in, check-in, check-in. Și vorbim acum nu de orice fel de check-in-uri, adică vorbim de tot felul de orășele de prin China, că nu-ți poți imagina. Oameni care se laudă și interesant în același timp, adică nu pot să zic că se laudă musai cu un sens negativ, se laudă cu carnetele lor cu vaccinuri. Știți că atunci când aveți de mers prin Africa, prin anumite zone din astea super exotice, ai nevoie de o listă lungă și ei se laudă, se întâlnesc pe aeroporturi și acolo cât așteaptă avionul zic, tu câte ai? 20, câte ai? 30, eu 25. Vorbim de vaccinuri, de malarie, de... știți? Haideți să vorbim despre asta, cel mai îndepărtat loc. În lume? N-am mers, n-am. Nicăieri? Cel mai îndepărtat? În lume nu, aici, în România, dar în lume nu. Da. Pe pământ? Da. În Belgia. Păi Nottingham, Anglia. Cel mai îndepărtat loc este, cred că, orașul Barley din Anglia. Râmnicu Sărat. Eu știu cât milioane de kilometri, eu știu... Nu l-am măsurat, că n-am avut ocazia, nu. Cât de mare? Păi nu mai știu. Deci... Nu știu, n-am mai reținut. Ca kilometri, cred că are în jur de vreo 25.000, eu știu. Habar n-am. Nu știu, nu. Tot așa, n-am cum să merg în... Nu. Universul e infinit. Universul este foarte mare, nu cred că poate cineva să-l măsoare sau să-l compare cu altceva anume. Eu știu ce să zic. Da, suntem interesați, dar na, fiecare după posibilități, dar de interesați suntem interesați. Da. Asta nu pot să vă spun că... Oamenii cât de interesați sunt? Păi acum am ales cum au arătat și la TV că să fac locuințe pe sus, da. Poate merg prin martie să fac case, nu în martie, luna, sus. Se poate face chestia asta. Deci, într-un mod, s-au făcut chestiile respective. Da. Dar sunt foarte interesanți. Lucrurile respective sunt ascunse. Suntem foarte interesați. La un moment dat m-am gândit că aș putea și eu să merg undeva. Am înțeles. Cu toate că e imposibil acest lucru. Eu priește, na, banii, nu-s bani, și traiul ăsta de zi cu zi. Oboseala. Da. Și de ce obosim? Păi după ce se poate vede în jurul nostru, stres, mă rog, multe și sunt mai multe criterii, dar mă rog. Cine oprește să visăm mai mult realitatea. De ce? De ce? Pentru că realitatea în care trăim e un vis. V-ați pus vreodată întrebarea, deci dacă asta e realitatea noastră sau nu? S-ar putea să fim într-un glob de cristal? Ceea ce ne oprește să visăm mai mult este, eu știu, pentru unii chiar partea financiară, pentru alții neîncrederea. Eu știu, și o altă clasă poate este aceea care chiar nu dorește să facă anumite lucruri. Credința. Adică credința ne oprește? Nu ne oprește. Ne gândim la credință. Aha, am înțeles. Eu nu spun... că se merită. Din când în când să ne gândim la ce ne oprește să visăm mai mult. Oamenii pot să realizeze lucruri fantastice. Doar dacă își doresc. Doar dacă cineva nu îi oprește din a-și dori. Doar dacă au la dispoziție uneltele pentru a face lucrul acesta. Povestea este lungă, e clar. Vă așteptăm pe vbf.ro, pe site-ul nostru, dacă aveți idei să ne dați și nouă mai multe. Pe Facebook, Viața Bate Filmul. Ne dați un like sau un subscribe la canalul nostru de YouTube. Tot așa, Viața Bate Filmul. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Pentru că realitatea în care trăim e un vis. Atlantis Gold. Accesoriile ne definesc. Asta spun eu. Asta spun mulți. Atlantis Gold te ajută să te hotărăști, să aduci bucuria în ochii copiilor, părinților sau bunicilor, să le dăruiești un totem ce dăinuie în timp și a cărui valoare se măsoară în sentimente. Ne găsiți pe atlantisgold.ro și în magazinele din Iulius Mall, în centrul Sucevei și în Rădăuți. Atlantis Gold dăruiește bucurie. Sufocat de hârtii? Arhivează-le! Arhivarul SRL privește în viitor. Managementul documentelor a devenit o problemă critică. Arhivarul SRL. Oferim servicii complete de arhivare și depozitare a documentelor. Vă garantăm servicii de arhivare și depozitare de calitate și un raport excelent calitate-preț. Arhivarul SRL pe arhivata.ro.